se întâmpla cam prin 1986. Undeva la țară, mai izolat, a ars o căsuță și un saivan. Locuia singuratic acolo un bătrân. S-a presupus că incendiul a fost cauzat de la o lumânare, dar oare de ce n-au găsit mare lucru din cel decedat? Acela nu fuma, dar se știa că e consumator de băuturi alcoolice. Din toate informațiile aflate, căci mă aflam prin împrejurim când s-au petrecut acestea, concluziile mele au fost diferite. S-a petrecut și ceva ciudat după eveniment, dar indiferent de aceasta, acolo aproape sigur fusese combustie umană spontană. Omul acela era foarte credincios, dar stăpânit puternic de alcoolism. Se relata că fusese auzit plângând și tânguindu-se cu pocăință. Adesea, cam așa, Doamne, sunt un bețiv ordinar, ajută-mă, privește la mine în ce hal am ajuns. E aproape sigur că nu mai dorea să trăiască în viciul acesta distrugător, dar ca un creștin ce se simțea nu-și putea lua viața. La cei aflați sub influența băuturilor alcoolice, stările emoționale sunt foarte instabile. Însă la bătrânul acela era și o profundă simțire a păcatului. În situații de acest gen, când sentimentele de durere și căință sunt profunde, se poate declanșa acea energie numită Kundalini. Este o energie foarte puternică, ca un curent de mare intensitate, localizat la baza coloanei vertebrale ca într-un acumulator. Cam așa s-a petrecut și cu bătrânul acela. Emoția a declanșat energia, a urmat un foc incinerator, foarte probabil peste nivelul obișnuit de 1000 de grade, pe un trup îmbibat cu alcool, ce a favorizat arderea, și din corpul lui fizic n-a mai rămas decât o bucățică de plămân și încă ceva. În astfel de cazuri, de obicei, focul nu se extinde, dar este posibil să fi căzut o lumânare, o candelă, încât el s-a extins și a ars apoi materialele din jur, lemnul, care era majoritar. Dacă n-ar fi existat și alte fenomene asemenea, controversate în cercetarea așa zis științifică, nu și în cea mistică, ar fi fost greu să trag astfel de concluzii. Se mai știe că declanșarea acestui puternic kundalini se poate face și dacă persoana nu practică rugăciunea și dacă persoana nu bea. Dacă însă este nepregătită spiritual, urmarea acestei energii, care urcă pe șira spinării către creier, este certă. Și anume, nebunia. La cei pregătiți spiritual dimpotrivă este însă un fel de elevare, de iluminare. După toate probabilitățile, în cazul de față, cererea disperată a bătrânului acela, pornită din multă umilință, a fost primită și sufletul lui eliberat prin deces. Este cea mai plauzibilă presupunere.